Paharul prieteniei. Scenariu radiofonic de Charles Maitre. Evelyn, vino aici și stai jos. Plictisești, n-am chef să te ascult. Madeleine! Da, domnișoară? Doamna n-a telefonat? Nu, domnișoară. Nu-i nimic, dă-ne să mâncăm. Mor de foame. Numai 5 minute să termin de pus masa. Bine. Închide ușa. Și acum te vino aici. Refuz să mă ascult și nici măcar nu știi ce vreau să spun. Oh, ba da, știu foarte bine. Mă iubești, ești gelos și nu vrei să mă duc singură la schi. Numai că dacă ar fi să aștept până voi putea merge împreună cu tine, aș îmbătrâni și n-aș mai fi în stare să merg cu schiurile. Ce spiritual! Așadar tu ți închipui că... Îmi închipui că am 23 de ani și că am chef să-mi trăiesc viața. Dar nu devenind amanta soțului surorii mele. Dar dacă aș fi liber... Ai fost, nu mai ești, așa-i viața. Dar când am însurat cu Solange pe tine, nu te cunoșteam. Oh, să n-ar fi schimbat nimic. Ea hotărăște totul, iar eu n-am dreptul să mă ating de propriul meu capital. Chiar dacă ne-ai fi cunoscut în același timp, tot pe ea ai fi ales-o. Nu. Oricum, n-are niciun rost să mai discutăm, zău. Dar dacă aș divorța, împreună tot am avea ceva. N-am fi chiar niște sărăntoci. Nu, zău. Și-ți închipui că ea ne-ar lăsa? Dar ce-ar putea face? Zău, parcă n-ai cunoaște-o. Ca să ne pună bețe în roate, ar fi în stare să dea ea însăși faliment. Nu, Marc, crede-mă, îmi pare tare rău, dar eu... Ei? Am fost cochetă, e adevărat, mi-a plăcut să flirtez cu tine, însă am greșit. Îmi placi, țin mult la tine. Și dacă ai fi liber... ar fi altceva, dar în sfârșit, nu chiar într-atâta încât să întoarcem totul pe dos și să mă trezesc fără o lețcaie nouă. Ce aș vrea eu însă este să... Să poți dispune de banii tăi și să fii liber, da, știu. Dar tocmai de aceea te întreb dacă... Fii atent, vine. Bună seara. Bună seara. Oh, nu trebuia să mă așteptați, n-am să iau masa. Mă duc în camera mea. Ești bolnavă? Nu, dar am de lucru. Și afară de asta am făcut o descoperire care mi-a tăiat pofta de mâncare. La uzină? Da, la birou. Din întâmplare am dat peste niște operațiuni contabile care mi s-au părut ciudate, așa că am încercat să dau de firul lor. La prima vedere, dacă nu mă înșel, pare să fie o lipsă cam măricică, al cărei autor nu poate fi altul decât Rosie. Rosie nu se poate. De ce? Pentru că inspiră încredere și nu mai fi furat până acum? Orice are un început. Dar e sigură sau doar crezi că e vorba de el? Sigură nu sunt de nimic, afară doar de faptul că lipsa este probabil mare. Va trebui să verific toată contabilitatea pe ultimii 6-7 ani. Dar asta n-ai să poți face fără să afli el. Ba da. Îmi ceruse un concediu de 8 zile să se ducă la munte. L-am refuzat. Dar acum am să îl dau. Am să profit de absența lui și am să chem experți. Și după aceea? Și bine, după aceea am să-l trimit la închisoare. Să-și arate acolo mutra bronzată. Și am să fac tot ce-mi va sta în putință, crede-mă, ca să încaseze pedeapsa maximă. Eu cred că poate ar trebui să... Tu să pleci în vacanță și să lași pe oamenii mari să lucreze. Apropo, tot mai pleci mâine? Nu, păi mâine dimineața. Am hotărât să plec cu trenul. Excelentă idee. Dar n-ar fi stricat să-ți fi venit înainte de a mă pune să cumpăr cauciucuri speciale pentru zăpadă. În sfârșit, vă las să mâncați. Eu mă duc în camera mea. Da, chiar nu vrei să mănânci nimic? Nu, am să rog pe Madeleine să-mi aducă un ceai. Bună seara. Bună seara, draga mea. Mâine trec pe la tine la birou, am nevoie de bani. Atunci vino până la 10, după aceea am o mulțime de întrevederi. Bine, am să vin. Așadar, iată-ne 3. 3? Da. 3 inși cărora dispariția scumpei noastre Solange le-ar prinde bine. Tu și eu, pentru a fi în sfârșit liberi, și Rozie, pentru a scăpa de închisoare. Domnul dorește cafea? Nu, mulțumesc, asta seară nu. Poți să te duci, am să încui eu. Bine. Bună seara, domnule. Bună seara. Bună seara, domnișoară. Bună seara, Madeleine. Oh, știi ce? Dăm o sigare. Și hai să stăm de vorbă. Ei da, ia să stăm de vorbă. Ce înseamnă toată povestea asta? Te-ai scrântit la cap? Încetișor, încetișor. Nu uita de Madeleine. Lasă-o în pace pe Madeleine și încetează, te rog, odată cu jocul ăsta. Tot timpul mesei mai ținut în șac, dar cum ajunge? Ce vrei să spui cu dispariția Solange? Cuvântul ăsta spune foarte bine ce vrea să spună, dar cred că tu îl interpretezi greșit. Uite ce e. Sunt o fire răbdătoare, dar nu mă scoate din sărite. Ce-i cu tine, glumești sau ai nebunit? Nu, mă gândesc. De adineauri, de când am auzit povestea aia cu Rozie, mă tot întreb dacă nu cumva începe să devină posibil un anumit lucru. Ce? Da, o idee care mi-a venit de una pe când citeam un ziar. Ce idee? O poveste de necrezut, dar absolut autentică. De curând a fost regăsită o femeie care dispăruse de 17 ani. Cum? De 17 ani trăia într-un pod, închisă acolo chiar de copiii ei. Ce? Pare de necrezut, nu-i așa? Ascultă, îți bați șoc de mine sau ce? Nu, te asigur, e adevărat. De altfel, dacă vrei, îți... Evelyn? Ce? Te rog, nu mai face pe proasta. Nu povestea este de necrezut, ci faptul că ai putut să te gândești la... Știi ce nu? Dar nu înseamnă că am brutalizat-o. Nu sau tu, nu, ești inconștientă sau ce-i cu tine? Doar n-ai să spui că te-ai gândit serios la... Până acum nu, dar începând de astă seară, da. Nu pot să te cred, nu se poate. Sau atunci ai înnebunit? Oh, nu, deloc, n-am înnebunit, dar m-am săturat să fiu prizonieră, fiecare la rândul lui. Pentru că tata a crezut că face bine, pentru că a vrut să mă ocrotească și pentru că n-a știut să înțeleagă cine-i sora mea, eu sunt acum condamnată să mă târăsc după ea. Toată averea noastră e băgată în blestemata asta de uzină pe care n-avem dreptul să o împărțim. Doamna îmi picură veniturile mele cu pipeta și eu n-am nici măcar posibilitatea să-mi cumpăr un apartament, oricât de mic, dar care să fie al meu. M-am săturat, Marc. Pentru a pune capăt acestei situații, sunt în stare de orice. Bine, sunt dispus să te cred. Dar asta nu e un motiv să o iei razna. Și dacă ai citit în ziar vreo poveste despre sechestrarea nu știu cui, să nu-ți închipui că asta e o treabă ușoară. Așa, va să zic că nu chestia în sine îți displace, ci ți-e teamă de greutăți. Nu, să fim serioși. Eu sunt foarte serioasă, Marc, și de adineauri mă tot gândesc. Nu-mi dau încă prea bine seama cum se va putea realiza treaba asta, dar se poate face, de asta sunt sigură. Cu ajutorul lui Rozie? Exact! Cu ajutorul lui Rozie. Trebuie să stabilim un plan și apoi te vei duce să-i vorbești. Eu? Nu. Mai bine nu. Ai dreptate. Am să-i prezint eu chestiunea. Și dacă se lasă greu, poate că voi avea argumente mai convingătoare decât tine. Dar ce? Vreau să-ți vorbesc. Dar nu în fața ușii, dacă se poate. Iertați-mă, vă rog, intrați. Mulțumesc. Aici. Da, vede. Dar știi că ai un apartament foarte drăguț. Da, nu e rău. Ești modest. E mare? 2 camere și încăperea asta. Formidabil! E exact ceea ce mi-ar trebui și mie. Îmi pare rău, dar nu e de vânzare. Cine poate ști? Dumneata ești proprietarul? Da. E, înseamnă că ești mai bine plătit decât credeam eu. Nu știam pe sora mea atât de darnică. E drept că eu nu mă pricep deloc la contabilitate. Am primit o mică moștenire acum câteva timp. Așa. Oricum, dumneata nu-ți refuz nimic. Apartament, mașină, sporturi de iarnă. Iar eu trebuie să mă mulțumesc cu o cameră în casa sorei mele. Paradoxal, nu? Poate, dar pot să vă întreb care este motivul vizitei dumneavoastră, domnișoară? Oh, fi galant, hai. Ajută mai întâi să-mi scot baltonul. Da, iertați-mă. E o căldură foarte plăcută la dumneata. Poftim. Mulțumesc. Luați loc, vă rog. Este un bar? Poftim? În mobila aceea. Ah, da, da, un bar. Nu-mi place să cerșesc, dar dumitale trebuie să ți se sufle totul. Ai putea să-mi oferi de băut ceva, nu crezi? Domnișoare, da, 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 știu, vizita mea te nedumirește, dar zău, mi-e tare sete. Te rog, fii amabil. Bine, ce doriți să beți? Dacă dacă ai gheață, un mic scoci. Dacă nu... Am gheață, este chiar pregătită. Oh, spune-mi, poate aștept pe cineva? Nu, nu, scosesem niște gheață pentru că mă pregăteam să ascult un concert. Oh, îmi pare rău. Nu face nimic. Vreți și apă? Da, un pic. A, dar toarnă-ți și dumitale. No, doar n-ai să mă lași să beau de una singură. Ciudat. Nu mi te închipuiam deloc ca om de casă. Ah, v-ați zis că vi se întâmplă să mă vedeți în închipuire? De fapt, nu. Ai dreptate. Pentru mine, dumneata, ai fost totdeauna doar contabilul de la uzină și, într-un anume fel, parcă te-aș vedea astă seară pentru prima oară. Să mă bucur? Știu eu. Te cam pun pe gânduri, nu? Asta și căutați, pare mi sim. Aș zice chiar că te cam neliniștesc, nu? Uite ce, domnișoară, ați intrat aici, v-ați scos paltonul, v-ați așezat și ați cerut și de băut. Acum spuneți-mi, vă rog, și mie de ce ați venit. Oh, dar bineînțeles, desigur, nu te înfierbânta. E adevărat că mă primești foarte drăguț și că am acum un pahar înaintea mea. Dar atunci lasă-mă să beau. În sănătatea dumitale, domnule Rosie. În sănătatea dumneavoastră, domnișoară. Ei, unde te vei duce să schiezi? A, îmi pare rău, domnișoara, dar ajunge. Cu voia dumneavoastră vom vorbi altă dată despre schimb. Bine, bine, cum dorești. Am venit să-ți vorbesc despre contabilitate. E bine, vorbiți, vă ascult. Asta nu pare să te neliniștească cine știe ce. De ce să mă neliniștească? Păi fiindcă ai șparlit din casa de bani, cum se zice în mod vulgar. Ei și? Cum ei și? Nici măcar nu protestezi? La ce bun dacă e adevărat? Nu său. Știi că ai tupeu? Am impresia că reacția mea nu prea aduce cu aceea la care v-ați așteptat. Nu, tocmai recunosc, dar chiar dacă joci teatru, joci tare. N-am nevoie să joc, sunt tare din fire. Și acum cu voia dumneavoastră să rezumăm. Ați venit aici cu o idee bine stabilită, asta sare în ochi, și desigur ați hotărât dinainte ce faze va avea întrevederea noastră. După numărul introductiv și imediat după ce ați rostit cuvântul contabilitate, trebuia probabil să pălesc și să încep să tremur, nu? Da, cam așa ceva. Regret că trebuie să vă dezamăgesc, dar va trebui să treceți la improvizație, domnișoară. Bine. Nu-i nicio grabă de altfel. De obicei, în asemenea împrejurări, ți-a prins o țigară ca să-ți iei un aer detașat. Poftiți, serviți. Nemaipomenită. Poftim și foc. Și închisoarea? Puțin îți pasă? N-aș putea spune asta, dar n-am ajuns încă acolo. Ce-ai de gând să faci? Domnișoară, cu voia dumneavoastră să vorbim altă dată despre proiectele mele, când vom discuta și despre sporturile de iarnă. Deocamdată aș vrea să știu pentru ce ați venit. Afară, doar dacă preferați să nu spuneți și în cazul ăsta am să vă ajut să vă îmbrăcați paltonul. Nemaipomenit! Ăsta e bluf sau ce? Nu folosesc sistemul decât la poker. E obositor și aproape întotdeauna inutil. Ești nemaipomenit! Ați mai spus-o. Ei, nu exagera! Poți să ai tupeu și îndrăzneală cât poftești, dar să nu crezi că am să fiu eu cea care să mă simt prost. Ați putea. Din cauza dumneavoastră am pierdut un concert foarte frumos. Sigur, e și cazul să vorbim despre muzică. Dacă vreți să vorbim serios, spuneți-mi mai întâi ce idei năstrușnice vă umblă prin cap. Sau mă înșel eu, sau e vorba de ceva nu prea curat. De ce? Pentru că gestul dumneavoastră este cel puțin bizar. Mai întâi, contabilitatea nu este treaba dumneavoastră, ci a sorii dumneavoastră. În al doilea rând, când descoperi că un contabil s-a cam jucat cu cifrele, nu te duci să-i o spui în față, ci mai degrabă anunți poliție. Nu știam că ești un contabil psiholog. Iartă-mă. Concluzia? Se impune de la sine. Ați venit cu intenția să obțineți ceva de la mine. După caz, aceasta se numește fie șantaj, fie târg. Ai de gând să-ți mai bași joc de mine multă vreme? Mă înșel? Nu, dar încep să mă enervezi. E adevărat că am venit să te șantajez și nu văd de ce aș renunța. Siguranța dumitale și aerele pe care ți le dai sunt foarte frumoase, dar asta nu schimbă cu nimic faptul că te așteaptă închisoarea. Cine spune să renunțați? Numai că dacă vreți să mă șantajați, trebuie mai întâi să-mi dați partitura duetului pe care vreți să-l cântăm împreună. Domnule, nu știu ce mă împiedică să-ți ard o palmă. Nu vă sfătuiesc, fiindcă în schimb v-aș trage o sfântă de bătaie. Afară doar dacă... Dacă? Afară doar dacă nu-ți place să fii bătută, bineînțeles. Grozav de nostim! Ești un imbecil! Bine, uite ce este, oi și prost, dar mi-a trește o fetișcană și comedia asta se lungește cam mult ușor. Vrei să-mi spui ce dorești de la mine sau nu? Nu. Acasă, hai, spune totuși, o să vedem. Nu pot. Uiți că mă privește direct, trebuie să știu despre ce e vorba. Venisem ca să... ca să-mi asigur complicitatea dumitale. Complicitatea mea? Da. În ce scop? Ca să o răpim pe sora mea. Ce? Ei da, sigur, spus așa pare stupid, dar planul nostru este perfect pus la punct. Totul e gata. Mă rog, dacă e vorba de o glumă de liceeni, atunci lucrurile se schimbă. Te-aș ruga să încetezi, auzi? Și să nu mă iei drept o idiotă. Mai cam descumpănit, o recunosc. Dar te înșel dacă ți închipui că am să dau înapoi. De altfel, nici n-ar fi în interesul dumitale. Azu? Da, da. Sora mea are să-ți aprobe cele 8 zile de concediu pe care mai întâi ți le refuzase și va profita de absența dumitale pentru a cere verificarea întregii contabilități. Ah. Încep să pricep, nu? Zi mai departe, hai. Din mai multe motive pe care n-ai de ce să le cunoști, cumnatul meu și cu mine am hotărât să o răpim pe sora mea. Oh, nu vrem să o omorâm și nici măcar să o ținem sehestrată în vecii vecilor. Vrem doar să o retragem din circulație pentru câtva timp și să ne asigurăm un mijloc de presiune asupra ei. Sper că glumești. Cum? Vrei să o răpești pe sora dumitale și să o ții sechestrată? E o soluție la care m-am gândit de multă vreme, dar pe care nu o putem pune în aplicare singuri, cumnatul meu și cu mine. Dacă însă ne ajuți dumneata, se schimbă lucrurile și totul devine posibil. Și te rog, nu mă mai tot întreba dacă glumesc. Nu, încep să-mi dau seama că într-adevăr nu glumești, dar tot nu mi se pare serios. Visezi sau... Ți-am mai spus, totul e pregătit. Nu ne mai lipsește decât consimțământul dumitale și să-ți spunem ce și cum. Iar dacă refuzi, să știi că am să-ți iau înainte. Am să fac în așa fel încât poliția să se ocupe puțin de dumneata și cât mai repede. Am spus că ești o fedeșcană, așa cum nu spun altfel, dar ești o fedeșcană cam ciudată, domnișoara Andrei. Spune-mi, care e planul dumitale? Te ascult. Primești? Zi și vom vedea. Și nu-ți fie teamă. Chiar dacă nu primesc, n-am să mă duc să dezvălui sorii dumitale ce ați spus la cale. Cine știe? Poate că ți-ar fi recunoscătoare dacă ai face-o. Tare mă îndoiesc că doamna Delpierre este în stare să aibă asemenea sentimente, dar puțin îmi pasă. Să-ți auzim planul. Primești? Da, să te ascult și nu este deloc puțin. Ce ciudat. Uneori lași impresia că nu poți vorbi fără să glumești. Și apoi deodată... Iată că devii de o asprime de necrezut. Pentru a te subjuga mai bine, copila mea. Ce e cu planul? Cumnatul meu are o căsuță în munții Jura. Un fel de cabană în mijlocul pădurii. Acolo ai să o duci pe sora mea. Așa. Săptămâna viitoare, cât mai curând posibil, Marc o să facă în așa fel încât să rămână singur într-o seară cu Solange și o să-i dea un somnifer. Dumneata ai să aștepți în spatele vilei în mașina dumitale. El o va aduce de îndată și ea va fi adormită. Până aici, mă rog, ar putea să meargă. Apoi? Pornești imediat. Până acolo sunt 425 de kilometri. Ai tot timpul să ajungi până în zori. Și dacă sunt oprit pe drum? Solange va fi instalată confortabil pe bancheta din spate. Doar nu e interzis să duci cu mașina o femeie care doarme. Cât despre opritul pe drum, dacă nu comiți nicio infracțiune, nu văd de ce te-ar opri cineva? Bine, să admitem. O iau pe sora dumitale și o duc până la cabană. După aia? Cabana e izolată în mijlocul pădurii. Nu risci să te vadă nimeni. Singurul necaz e că drumul nu duce până la casă. Ai să lași mașina la vreo 500 de metri, într-un garaj vechi al lui Marc. Dar va trebui să-i schimb numărul. De ce? Pentru că toată poliția din Franța o să o caute pe doamna Delpierre. Când vei ajunge acolo, e mai bine să nu se știe că e salariatul ei. Marc o să-ți facă rost de hârtii false, buletin de identitate, permis de conducere și actele mașinii. Ce, draci, dumneata, nu faci lucrurile pe jumătate. Păi nici nu se poate să dispar pe jumătate. Sau de tot, sau deloc. Nu vrem să lăsăm nimic la voia întâmplării, dar nimic. Și eu? Dumneata ce? Nu ți-e teamă că poliția va face o legătură între dispariția sorii dumitale și aceea salariatului ei? Am prevăzut și asta. În principiu, Marc, preluând conducerea uzinei, va face în așa fel ca plecarea dumitale să pară firească. Dacă nu se prinde, și fiindcă am hotărât să lansăm zvonul unei povești amoroase, poliția o să-și închipăie că ați fugit împreună. Lăsând totul baldă în urma noastră. Nu chiar totul. O să ascundem toate bijuteriile Solangei. O să se creadă că le-a luat cu ea și o să o convingem să ridice de la bancă o sumă mare de bani chiar în ajunul zilei Z. Felicitări! Totul mi se pare într-adevăr perfect pus la punct. Și nu mai ai deloc aerul unei fetișcane. Nu pot să o sufăr pe sora mea. E uscată, rea. Singura ei plăcere adevărată e să țină toată lumea sub papuc. Pe soțul ei, pe salariați, toată lumea. Da, știu. Dar pe dumneata, în ce fel te ține sub papuc? E cu 16 ani mai mare ca mine. iar mama a murit curând după ce m-am născut. Când a murit și tata, eram încă minoră. El luase anumite măsuri ca toată averea să rămână în mâinile sorei mele. A crezut că face bine sărmanul. O adora pe Solange și n-a înțeles niciodată cât e de rea. Și crezi că ea o să cedeze? Crezi că după ce o să o sechestrați, o să joace după cum o să-i cântați voi? Nu să aibă încotro, dacă vrea să scape. Să fim serioși. Să zicem că ați izbutit sau să strageți tuturor privirilor timp de câteva luni. Se prea poate, dar la infinit. Și apoi ia aminte, chiar dacă aș accepta să vă ajut, ceea ce nu este încă deloc sigur, n-aș merge până acolo încât să fac pe pustnic cu ani și ani de zile. În orice caz ai fi liber după câteva luni. De îndată ce poliția va înceta să se mai intereseze de noi, o să o readucem acasă. Nu să mai putem ține servitoare, ne-am descurcat noi. Ești tu imitoare, te gândești la toate astea cu un sânge rece extraordinar. În general, când iau o hotărâre, mă țin de ea. Dar cum natul dumitale? Ce-i cu el? Când mi-a și gata să te arunci într-o asemenea aventură, mai treacă meargă. A zice chiar că e de vârsta dumitare, dar el... El este foarte hotărât. Nu te teme, ar face orice ca să mă aibă. Și asta nu te înspăimântă? Să mă înspăimânte, de ce? Pentru că ai pus la cale toate astea ca să te eliberezi, nu? Numai că după ce o veți sequestra pe sora dumitale, ai să devii prizoniera cumnatului dumitale. A, nu, nicio grijă. L-am și prevenit că voi fi liberă și că nu-mi iau niciun angajament față de el. Nu mai înțeleg. Nu ești îndrăgostită de el? Bineînțeles că nu. A, în cazul ăsta îmi retrag complimentele, ești complet nebună. Ei bine, n-ai decât să crezi ce vrei, dar hotărâște-te odată. N-am venit să-ți cer sfaturi, am venit să obțin participarea dumitale. Îmi pare rău, dar să nu contați pe mine. Preferi închisoarea? Nici una, nici alta. N-am să mă duc la închisoare. Dacă fugi, chiar dacă nu te vor prinde, vei fi nevoit să trăiești printre străini, ca un paria. Zărești grozav de nostimă. Mai când vine să te sărut. Prostule! Mânia te prinde bine, dar îți strică vocabularul. Ia loc. Nu! Atunci adu gheață. Îți ofer să bem paharul prieteniei și am să-ți explic de ce nu stă în putință să mă bagi în închisoare. Uite așa. Te rog să încetezi și să nu mă mai iei drept un prunc. Ai noroc că sunt curioasă. Mulțumesc. Ah, nu prea mult whisky, nu că mă amețește. Bine. Spune-mi, de ce ești așa de sigur că nu să te băgăm la închisoare? Găura pe care ai făcut-o în casa de bani era mititică? Nu. Era chiar măricică, dar am astupat-o la loc. Ce? Și probabil că tocmai de aceea a dat sora dumitale de firul întregii povești. Ca să pun la loc ceea ce luasem, a trebuit să falsific totul din nou, de andoasele. E o glumă? Nu, e adevărul golgoluț. Bilanțurile mele sunt perfect echilibrate. Nu mai lipsește nicio centimă. Nu înțeleg. N-ai auzit niciodată de termenul de împrumut? De genul ăsta, nu. Bineînțeles că am neobișnuit și am omis să depun dobânzile, dar n-aș crede să fiu băgat la închisoare pentru atâta lucru. Nu te cred. Iarăși mă duci. Bine, atunci ascultă. N-am să-ți înșir povestea vieții mele, am să încerc să-ți fac doar un rezumat. Da. Acum 6 ani ocupam acest apartament, care de altfel nu arăta așa cum arată astăzi, dar de atunci eram doar chiriaș. Și într-o bună zi m-am trezit în următoarea situație. Se vindea imobilul, apartament cu apartament, așa încât trebuia sau să-l cumpăr pe al meu, sau să măcar. Încep să înțeleg. Stai puțin, nu te grăbi. Mai întâi m-am dus la un unghi de-al meu, un bătrânel foarte simpatic, dar care din nefericire nu mai era în toate mințile. În disperare de cauză și fiindcă toți prietenii mei sunt tot atât de săraci ca și mine, m-am adresat stimatei dumitale surori. Mi-închipui cum te fi primit. Adevăr, mi-a râs în nas. De data asta am înțeles. Refuzul ei te-a înfuriat și ai hotărât să iei singur ceea ce-ți refuzase ea. Să zicem mai degrabă că m-am hotărât să iau un împrumut. Unchiul meu avea bani și știam că într-o bună zi am să-l moștenesc. De altfel, așa s-a și întâmplat, mai curând decât credeam. Bietul om a murit după un an. Pentru dumneata a fost un adevărat noroc, nu? Nu, pentru că în cele din urmă s-a dovedit că nu era prea bogat sărmanul. După ce am plătit cheltuielile de succesiune, cu moștenirea lui n-am astupat nici măcar jumătate din gaura pe care o făcusem. Și atunci? Atunci am devenit și eu ecodom. Cum? Și am învățat să stau acasă. De-abia acum câteva luni de zile am terminat cu restituirile și tocmai pentru sărbătorirea acestui eveniment hotărâsem să mă ofer un concediu la munte. Iată, acum cunoști toată povestea și știi de ce n-am să fiu băgat la închisoare. E, rămâne de văzut. E foarte frumos că ai restituit banii, dar totuși ai făcut matrapa slăcuri. Desigur, aș putea să fiu dat în judecată, dar cred totuși că aș obține suspendarea pedepsei. Și reputația dumitale? Sunt singur, așa încât nimeni n-ar avea de pătimit. Nici chiar dumneata? Cu conștiința mea sunt în păcat, asta e principalul. Așadar, crezi că nimeni nu se poate atinge de dumneata? Depinde de ce înțelegi prin asta. Cum? Ridică-te. Ce? Ți-am cerut să te ridici. Ce s-a venit? Ridică-ți capul. A? Mai sus? Așa. Da. Nu, te rog. Așa se întâmplă de obicei când dumneata oferi cuiva să bea paharul prieteniei? Nu, nu de obicei. Dar vorbind, cred chiar că e prima oară. Prima oară? A, nu, nu, stai jos. Mă mai săruți? Nu, nu. De ce? Pentru că deocamdată sunt lucruri mai importante de făcut. Hai să-mi faci plăcerea să renunți la acel proiect și să te explici cu sora dumitale. Nu, nu, am încercat de sute de ori. Dar nu vrea să audă de nimic, nu. O amuză să vadă cum mă zbuciu. Mai încearcă ultima oară. Dacă e nevoie, am să te ajut. Hai să mă ajuți. Depinzi de sora dumitale din punct de vedere financiar, asta e limpede. Dar nu numai banul contează pe lumea asta și oricum îți dă veniturile ce ți se cuvin. Dumneata crezi că asta... Cunosc femei de vârsta dumitale care îți cresc și copiii cu cât primești dumneata. Poate nu e vina dumitale că ești un copil răsfățat, dar nu ești obligată să o ții tot așa. O să ai o explicație cu sora dumitale, n-ai să te zmiorcăi, n-ai să ceri nimic, ai să pretinzi. Și dacă nu vrea să înțeleagă cu binișorul, ai să-ți iei două valize și ai să vii aici. Vis-a-vis e un micoter în care să te simți foarte bine. Nu. Refuzi? Exact, refuz. Și tocmai fiindcă, așa cum ai spus, nu contează numai banul. Poate că sunt într-adevăr o privilegiată. Un copil răsfățat și chiar o pustaică nesuferită. Se prea poate. Dar a cui e vina? Sora mea m-a crescut. Ea a făcut din mine ceea ce sunt. Un mic animal pe care îl ții în zgardă și căruia îi dai drumul din când în când pentru o vacanță la Mejef sau la Saint-Tropez. De fiecare dată când am vrut să fac și eu ceva, s-a străduit să mă împiedice. Zău, e groaznic de rea. Prea și-a bătut joc de mine. Trebuie să plătească și va plăti. Evelyn, îmi dai voie să-ți spun Evelyn? Oh, poți să mă și tutuiești dacă vrei și chiar să mă săruți cât poftești, asta nu va schimba nimic. Trebuie să plătească. Hai, hai, uite-te la mine. Îmi dau seama că am fost nedrept, n-am vrut să te jignesc. Dar la ce bun să-i întoci răul pe care ți l-a făcut? Crezi într-adevăr că așa ceva îți poate da mulțumire? Dacă te-ar auzi cineva, ar putea crede că vrem să o supunem la cazna fierului roșu. O să o închidem într-o cameră din care nu o să iasă până nu depune armele. Asta o să o învețe minte. Uiți că fără mine nu poți face nimic? E chiar primul lucru pe care mi l-ai spus. Adevărat, uitasem. Evelyn. Nu, lasă-mă. Nu vreau să te oblig. Și poate că am fost nebună să încerc, dar eu... Mai bine aș face să plec. Iată. Nu, nu, stai, așteaptă. Ce bun. Sper că o să ne mai vedem. Mi-ar face plăcere. Dar în seara asta... Stai jos. Stai jos, că am să fac o propunere. O să împărțim mărul pe din două, ca să zic așa. Mărul pe din două? O să facem fiecare dintre noi câte o concesie. Ai să te întorci acasă, ai să vorbești cu sora dumitale și ai să faci tot posibilul ca să o convingi. Dacă ea nu vrea să audă de nimic, dacă rămâne neclintită, da? E bine, atunci, de acord, te voi ajuta. Adevărat? Ei, ușurel, va trebui să joci cinstit. Păi am să fiu foarte cinstită, numai că nu o să folosească la nimic. Aia, da, bineînțeles, dacă pornești cu gândul că o să dai greș, n-ai să ajungi departe. Așa, așa, așa. Mai ceartă-mă. Și după aceea, ai să mă săruți? Nimic, nimic, ai să o ștergi acasă. Nu e chiar așa târziu, poate să poți vorbi cu sora dumitale. Și dacă o văd, să mă întorc? Să-ți aduc răspunsul ei? Bineînțeles că nu. Și să nu mai faci asemenea propunere sau îți trag o bătaie bună. Să te văd! Nu, du-te, Evelyn. Acum nu mai am chef de glumă și... Încă și mai puțin să te rețin, bineînțeles. Ai dreptate, plec. Într-o zi am să rămân, dar... Dar? Mai întâi am să vin adeseori. Ca astăzi. Doar pentru paharul prieteniei. Intru? Da. Aș vrea să-ți vorbesc. Da, dar zi repede că am de lucru. Dacă ar fi să aștept să n-ai tu de lucru. Nu este dator cui să-și petreacă viața în distracții. Uite ce e, Solange, să nu începem în felul ăsta. Ai putea totuși să-mi acorzi 5 minute. Bine, 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 bine. Te ascult. Ce vrei? Eu... Deocamdată nu e decât o vagă intenție. Nu chiar pentru acum, dar mă gândesc să mă mărit. Asta e. Ai dat peste un vânător de zestre? De ce ești rea? Nu crezi că aș putea fi iubită pentru mine însă? Cred mai ales că puțin îmi pasă de poveștile tale sentimentale. Cine e? Nu-l cunoști, am să spun altă dată. Atunci de ce mă deranjez azi? Pentru că am nevoie să aflu anumite lucruri și te rog să încetezi, să nu mă mai iei drept o puștoaică. Sunt de acord să încerc, dar nu e ușor. Ce vrei, ce ai nevoie să știi? Dacă m-aș mărita și dacă bărbatul meu n-ar avea chef să lucreze la uzină, eu presupun că am putea să ne înțelegem, nu? Să ne înțelegem? E bine, da, eu. Aș putea să primesc și eu partea mea, nu? Ei, iar ne întoarcem de unde am pornit. E prima oară când vorbești de măritiș. Dar de fapt e veșnic aceeași poveste. Domnișoara vrea să-și primească toți banii deodată ca să-și poată trăi viața. Crede orice vrei, dar răspunde-mi. Asta e tot ce-ți cer. Sper că n-ai de gând să te măriți cu încoate goale. Ai 23 de ani, ești bogată, frumoasă. Poți să-ți permiți să alegi. Dar dacă bărbatul pe care îl iubesc eu nu are nimic? E, tocmai asta e prostia pe care n-am să te las să o faci. Sau? Ești majoră și n-aș putea să te împiedic de bună seamă. Numai că dacă te măriți cu vreun idiot fără o lețcaie... Dar tu nu te-ai măritat cu Marc? Ia seama. E adevărat că nu prea aveai de unde alege. Ieși afară. Ieși afară sau te pleznesc? Nu. Am venit să-ți cer o explicație și am să o obțin. Iar dacă mă atingi e foarte simplu. Îți scot ochii. Bine. Ce vrei să știi? Ce să fie dacă mă mărit și dacă nu vrem să trăim pe spinarea ta? Zău! Parcă te-aș ține eu cu deasila. Măritată sau nu, ești liberă să pleci din casa asta și să trăiești unde vei voi. Partea ta de beneficiu o să-ți fie vărsată mai departe ca și astăzi. Dar ce se va întâmpla dacă mă mărit cu încoate goale, cum bine ai spus? Sau doar cu cineva care n-ar avea norocul să-ți fie pe plac? Ar risca să fie neplăcut pentru tine. Pentru că? Pentru că n-ați avea de ales. Bărbatul tău n-ar avea altă soluție decât să intre la uzină și să lucreze sub ordinele mele. De ce sub ordinele tale? Partea mea e cât și a ta, nu? Da. Dar tata a avut ca eu să fiu singura administratoare, o știi prea bine. Și fără consimțământul meu, uzina este indivizibilă. Cu alte cuvinte, chiar dacă m-aș mărita, tu tot mai ține ca și înainte. Nu, chiar ca înainte nu. În astfel de condiții, cred că te-aș ține ceva mai bine. Ăsta e ultimul tău cuvânt. Vrei război? Oh, dar eu nu vreau nimic, fetițo. Tu ești cea care hotărăște. Da, ai dreptate. Eu sunt cea care hotărăsc. Îți mulțumesc că mi-ai amintit-o. Acum te las să lucrezi. Știu ce voiam să aflu. Madeleine, unde ești? Ai ieșit în oraș, draga mea. Ai ieșit în oraș? Da, avea chef să vadă un film care se dă pentru ultima oară astă seară, așa mi se pare. Glumești. Nu, de ce aș glumi? Păi servitorii la cinema, asta e tot, nu e nimic extraordinar. Aia, nu, asta e prea de tot. Ați fi putut să mă întrebați și pe mine, nu? Haide, nu faci din asta o dramă, te rog. Mâncarea e gata, masa e pusă. Am să te servesc eu. Vino. E, nu, zău, e prea de tot. Evelyn e plecată în vacanță, astă seară e ziua ta de brici și tu dai drumul servitoarei în oraș. Știi doar că nu-mi place să rămân singură în casă. Lasă, drag, liniștește, n-ai să rămâi singură. Dacă m-aș fi gândit să ies, nu-i dădeam drumul Madelenei. Cum, nu te duci la club? Nu, am hotărât să petrec o seară liniștită în tovărășia ta. Tu mi-ai ascuns ceva. Da, dar e o surpriză. Hai la masă. Bine. Surpriza ta are vreo legătură cu cei 50.000 de franci pe care mi-ai cerut să-i scot din bancă? Din păcate, da. De ce din păcate? Vezi, aș fi preferat ca surpriza să fie un cadou. Din păcate, este peste posibilitățile mele. Dacă surpriza e plăcută, nu contează. Tu cumva prietenul tău la care vinde diamante o fi la Paris? Te rog, nu mă întreba nimic. Ia loc. Da. Dar nu știu ce ai, dar îmi pare foarte nervos astă seară. Eu? De ce? Asta habar n-am, dar îți tremură mâna. Poate fiindcă nu fumez destul. Iartă-mă. Alo? Da, eu sunt. Hm? Nu, nimic schimbat. Bine. Perfect, bună seara. Surpriza tocmai. Hei, ajunge. Spune despre ce e vorba sau vorbim despre altceva, da? Ei bine, fie. Să vorbim de... Ce e? Ia gustă nițel din vinul ăsta. Mi se pare că are un gust bizar. Mm? Nu. Nu. Ți se pare fiindcă n-ai mâncat încă nimic. În sănătatea ta, draga mea. În sănătatea ta, Marc. Asta mai lipsea. Evelyn, dumneata? Te credeam la Chamonix? Acum câteva ceasuri eram încă acolo. Dacă sosei 5 minute mai târziu, nu mă mai găsea. Intră, ce se întâmplă? Mi-e frică, Daniel. Ce? Trebuie să oprim totul. Nu vreau să te pierd. Cred că te iubesc. Evelyn, ce e asta? Un joc nou? Nu, te rog, nu râde, e grav. Sunt îndrăgostită de dumneata, e adevărat. Dar nu pentru asta m-am întors, ci din cauza lui Marc. Stai, liniștește-te, ia loc. Nu, adineauri la Chamonix am înțeles deodată un lucru. Și atunci m-am dus până la Geneva și de acolo am luat avionul. Nu, dragi, ai de drum, te ascult. Să știi că nu sunt sigură de nimic. E doar o impresie, dar mi s-a întipărit cu atâta forță încât n-am putut să nu mă întorc. În seara când am plecat de aici, am vorbit lui Marc despre dumneata, bineînțeles. Era firesc. Da, dar eram fericită și probabil că am arătat un entuziasm pe care nu prea l-a apreciat, da, înțeleg. Ei, și? Atunci, pe moment, nu mi-am dat seama. Nu mă gândeam decât la dumneata. Și tot dădeam înainte ca o proastă. El m-a lăsat să spun toate cele, mi-a arătat că e încântat, că ai acceptat și atâta tot. Nu mi-am dat seama ce-o fi simțit el atunci, decât azi după amiază. Mi-a venit așa, deodată. Dar din clipa aceea mi-au răsărit în minte și alte detalii. Mai ales unul m-a îngrozit. Se și vede de altfel. 10 minute mai târziu eram în drum spre Geneva. Spune. Acum câteva seri, când am plecat spre Chamonix, Marc m-a condus cu mașina la gară și am trecut în revistă toate detaliile ce urma să le spună el la poliție, ce trebuie să spun eu și așa mai departe. Așa. Eram foarte veselă, râdeam, aveam impresia că ne pregătim să facem o glumă grozavă. În sfârșit, i-am spus în glumă să fie atent și să nu apese prea mult pe somnifer. Apoi... Mi-a răspuns să n-am nicio grijă, că nu e niciun pericol. Nici atunci n-am observat nimic. El era la volan și nu-i vedeam ochii prea bine. Dar după ce m-am gândit, mi-am adus aminte că avea un aer tare ciudat. A râs ușor, a început să spună ceva, apoi s-a oprit și... De ce? Dar nu crezi că ar putea să... Da, și tocmai de asta mi-e frică. Sfinte, sfinte, nu puteai să începi cu asta? De 10 minute îmi tot... Dar nu sunt sigură de nimic, dacă așteptăm să fim sigură, să o găsim pe sora dumitare moartă. Să încheie mașina. Unde le fi băgat? Uite-le. Hai să rămâi aici și să nu te miști. Dar... Aș ducă, fă ce spun. Nu răspunzi la telefon și nu deschizi ușa la nimeni. Eu am cheile mele. Da. Pe curând. Slavă Domnului, nu ați băut. Poftim? Nu, eu... Da, am auzit bine. Constați că n-am băut, dar nu știam că mă bucur de o asemenea reputație. Nu, asta vreau să spun, iertați-mă. Trebuie să văd pe soțul dumneavoastră neapărat. Da, dar n-aveam că ești în relații cu el. De fapt, este ceva cu totul accidental, dar trebuie să-i vorbesc neapărat. E bine, atunci intră, domnule Rosie, te rog. Mulțumesc. Poftim, intră pe aici și să ne așezăm. Da? Domnul Delpierre nu-i acasă? E încă la masă. Te rog să ai puțină răbdare. Da, bineînțeles. Până atunci poți să-ți oferi ceva. Servitoarea e plecată în oraș, dar eu... Nu, mulțumesc, nimic. Păcat. Avem vinuri excelente. Toate absolut inofensive. Cu condiția de a le consuma cu cumpătare, bineînțeles. Ce ciudat. Te credeam un bărbat capabil să faci față oricărei situații. Dar s-ar zice că asta te cam depășește puțin tel. Nu știu de ce faceți aluzie, doamne, dar adevărul este că nu înțeleg prea bine. Nu înțelegi prea bine sau deloc? De ce ai venit, domnule Rozie? V-am spus, pentru a vedea pe soțul dumneavoastră. Ai treburi cu el? Iertați-mă, doamne, nu pot să vă răspund. Poate e vorba de o surpriză. Da, exact, asta e o surpriză. E ceva important? Altfel mi-aș fi permis să vă deranjez la această oră. Da, e drept că ești un bărbat foarte manierat. Poate nu totdeauna foarte scrupulos, dar educația e perfectă. Pot să vă întreb despre ce vorbiți? Despre conturile dumitale, bineînțeles. Despre conturile dumitale și despre contabilitatea mea. Ah, da? Ei, da. Și ce știți exact? Nu, știu multe lucruri, domnule Rozie. Mult mai multe decât îți închipui dumneata. Casa asta nu are niciun fel de taine pentru mine. Știu tot ce se întâmplă, au tot ce se spune aici. Nu înțeleg. Știi, acum câtva timp mi-am dăruit o jucărie, o mică minune. O instalație în miniatură de microfoane și de aparate de ascultat. Pot să ascult tot ce se spune în casa asta, din pivniță și până în pod. Poftim? Tot. Și habar n-ai cât de pasionant poate fi. Te scutesc să afli ce judecăți și ce comentarii am auzit în felul ăsta despre mine. Se pare că m-am acrit, că sunt invidioasă și rea. Dar asta nu e un secret pentru nimeni, nici chiar pentru mine. În schimb, și asta e mai interesant, am obținut în felul acesta mii de amănunte despre sentimentul foarte puternic care îl împingea pe soțul meu spre Evelyn. Fără să mai vorbim despre planul pus la cale de ea, bineînțeles. Continuați. Evelyn nu m-a avut niciodată la inimă, dar avea oarecare motive, căci am fost întotdeauna foarte aspră cu ea. Poate că sunt într-adevăr rea, dar n-am ce-i face, asta e. Când am auzit-o punând la cale acel plan nesăbuit al răpirii mele, nu m-am supărat pe ea, ba chiar m-a amuzat. Oricum, chiar dacă o lăsam să-și facă mendele, eu nu riscam mare lucru și experiența putea fi chiar interesantă, nu? Dar pe urmă... Da? Pe urmă a intrat și dumneata în joc. Nu cunosc în amănunte ce s-a întâmplat între dumneata și Evelyn, dar i-ai făcut o impresie extraordinară. Când s-a întors acasă după întrevederea cu dumneata și i-a povestit soțului meu, el nu s-a înșelat. Din fericire pentru dumneata, ca și pentru Evelyn de altfel, el nu știe să-și ascundă prea bine sentimentele. Mi-a fost de ajuns să-i aud glasul ca să înțeleg că noi doi eram condamnați. Noi doi? Da, dumneata și cu mine. Pentru ca soțul meu să fie în sfârșit liber, pentru a o avea pe Evelyn, el trebuia să scape de noi doi definitiv. Cu planul pe care îl puseseți la cale, nici nu era cine știe ce greu. Era suficient să înlocuiască somniferul cu o travă. În locul unei femei adormite, îți încredința o femeie moartă sau pe moarte. Încărcătură foarte periculoasă, care nu-ți lăsa decât două soluții. Să te predai poliției sau să faci să dispară cadavrul meu. În ambele cazuri erai pierdut. De ce? Pentru că nimeni n-ar fi dat crezare bazmelor dumitale. Erai vinovatul ideal. Soțul meu scăpa deodată și de dumneata și de mine. O, dar nici asta nu e lucrul cel mai important. Prin crima asta, credea el, o lega definitiv de el pe Evelyn. Nu te lepezi de un complice cum ai face de un amant. Evident, toate astea deveneau puțin cam prea serioase și nu puteam să stau cu mâinile în sân, nu? Trebuia să mă apăr și, cu aceeași ocazie, să asigur și fericirea dumitale. Probabil. Fericirea mea? Da. Ce crezi despre Evelyn, domnule Rozie? Cred că este o ființă minunată. O iubești? Mă tem că da. De ce te temi? Pentru că încă de pe acum lupt foarte greu împotriva ei. Dacă îmi dau drumul, am să o iubesc nebunește. Ce bine, dă-ți drumul. Veți face o pereche foarte frumoasă. Și am să vă ajut. Să zicem, pentru a-mi răscumpăra oarecum greșeala. Dacă se poate răscumpăra ceva pe lumea asta. Nu te mai sinchisi de ce se întâmplă aici. Ia trenul sau avionul și du-te după ea. Doamnă, Evelyn nu mai este la Chamonix. Este la mine acasă. La dumneata acasă? A sosit acum o jumătate de oră, da. Azi după amiază, deodată am înțeles tot ce mi-ați spus despre soțul dumneavoastră și pericolul ce va amenința. Vrei să spui că s-a întors ca să mă salveze? Să zicem, ca să ne salveze. Hotărât lucru. Veți face amândoi o pereche uimitoare. De domnul, dar... Dar ce s-a întâmplat aici astă seara? Asta e, nu? Da, asta e. Ei bine. Cu excepția unui mic amănunt, totul s-a întâmplat cum fusese prevăzut. Soțul meu a îndepărtat-o pe servitoare, s-a oferit să servească el cina și-a pus ceva în paharul meu. Zic ceva pentru că nu eram sigură că este o travă. În ultima clipă putea să-i se facă frică și să-mi pună doar un somnifer, nu? Și atunci? Somnifer sau o travă, bineînțeles că n-aveam chef să le experimentez pe pielea mea. Ca să cunosc răspunsul, trebuia așadar să schimb paharele. Ce spuneți? De altfel, la un moment dat, am crezut că nu voi reuși niciodată. Dar, din fericire, mi-a venit în ajutor telefonul. Bănuiesc că dumneata erai. Da, eu eram și... E bine, am schimbat atunci paharele noastre. Soțul meu a băut în sănătatea mea, eu în sănătatea lui și am aflat răspunsul. Foarte curând după aceea, soțul meu s-a sculat brusc, și-a dus mâna la gât, s-a prăbușit peste masă. 5 minute mai târziu, era luat cu salvarea. Poate că la ora asta sunt văduvă. Teatru Radiofonic de Charles Maitre. Traducere de Aurel Boeșteanu. Distribuția a fost următoarea: Evelyn, Vasilica Tastaman; Solange, Liliana Tomescu, artistă emerită; Rosie, Radu Beligan, artist al poporului; Delpierre, Marius Pepino; Madeleine, Maria Rotaru. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Marga Capitanovic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andricic. Regia artistică, Mihai Pascal.